Ok, deci salutare oameni buni, astăzi bine v-am regăsit la un nou episod de Fortnite. Efectiv, am văzut că s-o lansa în nou sezon, am zis bă, trebuie să fac un episod în care trebuie să reacționez. După cum vedem acolo pe Cabby Lame, acolo în dreapta. Cabby Lame, frate. Am auzit că cică Midas revine. Ia, hai să vedem. Ia. E o casă de bogătani. Ok. Se întâmplă ceva. Ok. Roboți. Asta e în japonez ceva, nu știu. Ăla-i capul de la un sim care l-am și eu. Vă arăt imediat. Astea sunt noi skin-uri. Se pare avem un alt fish stick care nu prea e stick. Ok. Ok. Ok, avem o grenadă nouă. Mamă, ce armă faină. Cu arma asta, mă. Ok, pare interesant. Oh, ok, blame. Eu am uitat că ce putea intra. Drumgun-ul e Midas. Și asta, mă, un vampir? Nici ăla cred că o să fie un boss. Mamă, e toată casa securizată și nebun. Foaie. Și noi ar trebui să intrăm acolo ca să... Ok, ca să luăm arma asta. Last resort. Oh, interesant că putem juca cu Cabby Lame acum. Arată interesant skin-ul, ce să zic. Wow, avem C4 cu green. Ok. Am văzut că s-a băgat burst înapoi. Am văzut acolo. Ok, mașini noi parcă. Da. Star Wars din nou colaborare. Ok. Nu știu dacă să-mi cumpăr Battle Pass, încă nu m-am decis. Ok. Mama, am primit gift de la Francesione. Ok. Wow. Cine este Francesione, îi mulțumesc foarte mult de acest gift de la Icon Series. Oh, un alt gift tot de la Francesione, ok. Ok, o muzicuță. What the fuck. Ok, mulțumesc, Francesione, dacă vezi acest videoclip, îți mulțumesc foarte mult. Fabrizio. Poate jucăm cu Fabrizio pe un live media sau cu Justin. Da. Azi ne-am ce quest-uri pe aici, deci sunt quest-uri de la asta. Ok. Văd că îți dă destul de mult XP pentru niște lucruri destul de ușoare. Ok. Ok, locker, item shop. Hai să dăm item shop. Ok. Arată mișto pe fundal item shop-ul. Oh, s-a băgat iar John Cena. Asta din GTA Online sunt niște motociclete care lasă așa, ok. 1500, mă.
Aveam din Marvel, Silver Surfer, Moon Knight, Blade, Captain America, l-am pe Captain America. Gods of Thunder. Oh, i-am și pe ăștia, ok. Prietenului Deadpool, Daredevil, Black Widow, avem și Dark Phoenix. Mamă, ăștia din X-Men, ok, Gambit cu Rogue. Nu știam că s-au băgat în Fortnite ăștia. Oh, Mary Jane. Avem și Spider-Man Zero. Thanos. Când e Thanos skin, mă? What the hell? Ce... Ui, dar e de mult skin Thanos, ok? Ia. Ah, 2 zile și pentru chestia asta, în niciun caz nu da. Ok, reducere. Ok. Scarlet Witch, Hulk. Ui, e skin cu Hulk. Ce, mă? În Chapter 4, sezonul 1, există skin cu Hulk. What? Nu știam asta. Știam că e cu She-Hulk. Ui, astea erau gratis odată. Erau fucking gratis astea. Acum nu mai azi. Ghost Rider, am și pe Ghost Rider. Ok. Oh, Green Goblin, există în Fortnite. Ce, mă? Bro, de când există asta? Ciao, ok. Shang-Chi, rolul ăla nou de la Marvel. Star-Lord, Gamora, Nick Fury. Ce să știu? Habar n-am. Ok, gata cu Marvel, ți pare? Rascalion. Ok, Black Panther. 112 lei pentru Black Panther cu Captain Marvel și cu încă unul. Ok. Ui, vezi că ăsta e bun, 72 de Legends, dă Save the World, îți dă skin și plus 1500 V-Bucks și e o ofertă extraordinar de bună. Ce mai e pe aici? N-am mai băgat ofertă de 18 lei? Nu, dar am băgat una de 36 cu 1000 de V-Bucks și plus skin, destul de interesant, ok. Hai să vedem Battle Pass. Da? Avem prima oară V-Bucks, doar că nu știu dacă să-mi iau Battle Pass, încă nu sunt convins. Ne uităm ce cu dansul ăsta. Ne, nu e interesant. Ia. Ok, nu cred că merită Battle Pass ăsta. Fishstick. Oricum nu cred că merită Battle Pass ăsta, sincer. Doar dacă... Doar pentru cheblei merită așa un pic. Dacă... Da, oricum nu sunt foarte mari TikToker, gen, nu știu dacă să-mi iau ăsta pentru Kabylame, doar un skin până la urmă. Avem și aici un track. Nu știu ce să zic. Adică nu prea mă joc eu Fortnite, că am alte serii, după cum știți, GTA 4, alea. Ok, uite ăsta din Star Wars. Ok, și ăsta e interesant skin-ul. Doar că la fel nu sunt mare fan Star Wars. Hai să vedem harta. Avem Eclipse State, deci avem 3 din astea noi, da? Astea parcă s-au schimbat un pic, nu știu. Au ceață acum. Ok. Da, ce să zic, 80.000 pentru level 1. Hai, ești nebun. Oricum, asta a fost episodul de astăzi și că ne vom revedea data viitoare la următorul episod. Hai, pa, pa!